Bună dimineața! Astăzi vom citi capitolele 11 și 12 din Evanghelia după Matei. Vom afla cine este Iisus Hristos. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât, într-un an, să parcurgem întreaga Scriptură. Matei 11. Iisus și Ioan Botezătorul. După ce a terminat de dat îndrumări celor 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să-i învețe pe oameni și să predice în cetățile lor. Ioan, auzind în închisoare despre lucrările lui Hristos, a trimis un mesaj prin ucenicii săi zicându-i: Tu ești cel care urmează să vină sau să așteptăm pe altul? Iisus răspunzând le-a zis: Duceți-vă și anunțați-l pe Ioan cu privire la lucrurile pe care le auziți și le vedeți. Cei orbi văd, cei ologi umblă, cei leproși sunt curățiți, cei surzi aud, cei morți sunt înviați, iar celor săraci li se vestește Evanghelia. Fericit este cel ce nu se îndoiește de mine. După ce au plecat ei, Iisus a început să le vorbească mulțimilor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în deșert? O trestie clătinată de vânt? Atunci ce ați ieșit să priviți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele regilor. Atunci ce ați ieșit să priviți? Un profet? Vă spun că da, și chiar mai mult decât un profet. Acesta este cel despre care a fost scris: Iată, îl trimit înaintea feței tale pe mesagerul meu care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că între cei născuți din femei nu s-a ridicat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul și până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală, iar cei năvalnici pun mâna pe ea. Căci toți profeții și legea au profețit până la Ioan, și dacă vreți să primiți ce spun, el este Ilie care urmează să vină. Cine are urechi să audă. Cu cine voi asemăna această generație? Sunt asemenea unor copii care stau în piețe strigându-le celorlalți: V-am cântat din fluier, dar n-ați dansat. V-am cântat de jale, dar n-ați bocit, căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, iar ei zic, are demon. A venit apoi fiul omului mâncând și bând, iar ei zic, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al colectorilor de taxe și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită prin faptele ei. Atunci, Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe dintre minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de multă vreme s-ar fi pocăit, acoperindu-se cu pânză de sac și cu cenușă. Dar eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Iar tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Nu, ci vei coborî până în locuința morților. Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile făcute în tine, ea ar fi dăinuit până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru teritoriul Sodomei decât pentru tine. În vremea aceea, Iisus răspunzând a zis: Te laud, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit copilașilor. Da, Tată, pentru că așa a fost plăcut înaintea ta. Toate lucrurile mi-au fost încredințate mie de către Tatăl meu și nimeni nu-L cunoaște pe Fiul în afară de Tatăl,
Nici nu există cineva care să-L cunoască pe Tatăl în afară de Fiul și de Cel căruia dorește Fiul să îl descopere. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit în inimă și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este ușor de dus, iar povara mea este ușoară. Matei 12. Iisus, Domn al Sabatului. În vremea aceea, într-o zi de sabat, Iisus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui au flămânzit, așa că au început să smulgă spice și să mănânce. Când au văzut fariseii lucrul acesta, i-au zis lui Iisus: iată, ucenicii tăi fac ce nu este voie să se facă în ziua de sabat. Dar el le-a zis: n-ați citit ce a făcut David atunci când i s-a făcut foame, atât lui cât și celor ce erau cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile prezentării, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici el, nici cei ce erau cu el, ci doar preoții? Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții profanează sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este cineva mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce înseamnă milă doresc, nu jertfă, n-ați fi condamnat niște nevinovați. Căci Fiul omului este Domn al sabatului. Și plecând de acolo, a venit la sinagoga lor și iată că acolo era un om care avea o mână uscată, în sensul de paralizată și cu pielea uscată, zbârcită. Ei, ca să-l poată acuza pe Iisus, l-au întrebat zicând: este îngăduit a vindeca în ziua de sabat? Iisus le-a zis: cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie ce cade într-o groapă în ziua de sabat, nu apucă și o va scoate afară? Așadar, cu cât mai prețios este un om decât o oaie? Prin urmare, este voia a face bine în ziua de sabat. Apoi i-a zis acelui om: întindeți mâna. El a întins-o și ea a fost făcută sănătoasă ca și cealaltă. Dar fariseii, ieșind, s-au sfătuit împotriva lui, gândindu-se cum să-l omoare. Iisus, slujitorul Domnului. Însă Iisus, înțelegând aceasta, s-a retras de acolo. După el au mers mulțimi mari de oameni. El i-a vindecat pe toți și a atenționat să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească astfel ceea ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice: iată, slujitorul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el, iar el va proclama dreptatea națiunilor. Nu se va certa, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe străzi. Nu va rupe trestia zdrobită și nu va stinge fitilul de la candelă care încă mai fumegă, până nu va duce la victorie dreptatea. Și națiunile își vor pune speranța în numele lui. Iisus și Belzebul. Atunci a fost adus la el un demonizat orb și mut. Iisus l-a vindecat, așa că mutul vorbea și vedea. Toate mulțimile se minunau și ziceau: nu cumva acesta este fiul lui David? Însă când fariseii au auzit acest lucru, au zis: omul acesta nu alungă demonii decât cu ajutorul lui Belzebul, conducătorul demonilor. Dar Iisus, cunoscându-le gândurile, le-a zis: orice împărăție dezbinată împotriva ei înseși este distrusă. Și orice cetate sau familie dezbinată împotriva ei înseși nu va dăinui. Dacă Satan îl alungă pe Satan, este dezbinat în el însuși. Deci cum va dăinui împărăția lui? Iar dacă eu alung demonii cu Belzebul, fiii voștri cu cine îi alungă?
probabil cu referire la iudeii care practicau exorcismul. Este posibil ca termenul să facă aluzie în cazul de față chiar la ucenici, care erau iudei. De aceea, ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu alung demonii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui puternic și să ia bunurile dacă nu-l leagă mai întâi pe cel puternic? Abia atunci îi va jefui casa. Cine nu este cu mine este împotriva mea, iar cine nu adună cu mine risipește. De aceea vă spun că orice păcat și orice blasfemie le vor fi iertate oamenilor. Dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată. Și dacă cineva va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului, îi se va ierta. Însă oricui va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu îi se va ierta nici în veacul acesta, nici în cel care vine. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul stricat și rodul lui stricat. Căci pomul este cunoscut după rodul său. Pui de vipere, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din belșugul inimii voastre vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria lui rea. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor răspunde pentru orice cuvânt nefolositor pe care l-au rostit. Căci prin cuvintele tale vei fi îndreptățit și prin cuvintele tale vei fi condamnat. Semnul profetului Iona. Atunci, unul dintre cărturari și farisei i-au răspuns zicând: Învățătorule, vrem să vedem un semn de la tine. Însă Iisus, răspunzând, le-a zis: O generație rea și adulteră caută un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul profetului Iona. Căci așa cum a fost Iona în pântecul peștelui timp de 3 zile și 3 nopți, tot așa va fi și Fiul Omului timp de 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor ridica la judecată alături de această generație și o vor condamna, pentru că ei s-au pocăit la mesajul proclamat de Iona. Iar aici, iată că este cineva mai mare decât Iona. Regina din sud se va ridica la judecată alături de generația aceasta și o va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon. Iar aici, iată că este cineva mai mare decât Solomon. Când duhul necurat iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă, dar n-o găsește. Atunci își spune: Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și mai ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, și intrând, locuiesc acolo, iar starea din urma acelui om ajunge mai rea decât cea din tâi. Tot așa se va întâmpla și cu această generație rea. Mama și frații lui Iisus. În timp ce vorbea el mulțimilor, iată că mama și frații lui stăteau afară, căutând să-i vorbească. Atunci cineva i-a zis: Iată că mama ta și frații tăi stau afară, căutând să-ți vorbească. Dar Iisus, răspunzând, i-a zis celui ce-i vorbise: Cine este mama mea și cine sunt frații mei? Și întinzându-și mâna spre ucenicii lui, i-a zis: Iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă. Ajută-ne, Doamne, să fim ai Tăi! Pune-te, rugăm, pacea Duhului Sfânt în inimile noastre și ajută-ne să ne bucurăm de tot ceea ce ne-ai oferit. Lăudat să fie numele Tău pentru grija și dragostea pe care ni le porți. În numele Domnului Iisus Te-am rugat. Amin.
Bunul Dumnezeu să te binecuvânteze în tot ceea ce vei face. Pe mâine!